O poezie pe care sora Rodica dorea să o închine Domnului. Sora Rodica, dacă se poate, voi da loc poeziei acum, urmând ca în continuare a poeziei fratele Samuel să vorbească din cuvântul Domnului și să aducă între noi mesajul pe care îl poartă pe inimă. La final, indiferent cât va fi ora, după încheierea predicii, m-aș bucura dacă fanfara ar putea să mai adauge un imn la serviciul din seara aceasta.